poate de lăutar, nici foarte n-avea cum. Foarte bine, foarte bine cântă. De mila și dorul meu, hai să ajungi, necuță rău, măi. Să bați drumuri lungi și grele, să dorești brațele mele. Seara, draga mea! Bună seara, bine ești v-am foarte găsit! Frumoasă. Mulțumesc. Și la fel, constat junii Sibiului, în ținute de gală, vă salut, vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru că le sunteți alături concurenților și de această dată. Să auzim, Niculina, te rog! În primul rând, constatam cu bucurie că este prima rochiță roșie pe care o vedem în final. Așa, n-am avut niciodată... Ce memorie ai! Da! Nu! Prima rochiță roșie a unei concurente. A unei concurente. Că da, avem concurente. Pe șefa, care știm, da, la Revelionul, da, trecut. Absolut, da. Mie mi-ai plăcut. Mulțumesc mult. Mulțumim. Bogdan, te rog. Dacă zici că mă iubești, e un cântec pe care Gabi Luncă l-a lansat imediat după Revoluție, 91. A făcut ea cu soțul ei de atunci, Ion Onoriu, un spectacol pentru romi extraordinar pe stadionul Dinamo, unde au venit mii, zeci de mii de oameni și cu cântecelul ăsta mi-amintesc că Adrian Copilul Minune s-a lansat. L-a adus Gabi Luncă de mână pe scenă cu acordeonul legat cu niște curele în spinare. Și a zis, ție ți s-ar potrivi cântecelul ăsta, câțiva ani s-au schimbat un pic accenții și ritmic s-a dus în altă parte. Este un cântec lăutăresc, e adevărat că de strat nou, nu o să intru în de ce mi-ar fi plăcut mai degrabă să îndrăznești cu un cântec de ascultare. Această horă ai cântat-o absolut minunat. Felicitări, Delia, te aștept la proba. Mulțumesc mult! Mulțumim! Eliza Stan! Ceea ce am apreciat într-un mod cu totul remarcabil este emisia vocală pe care tu ți-ai unduit-o în tocmai pentru cântecul pe care l-ai interpretat și ai rezolvat într-un mod uimitor de bine toate finalurile de frază. Bravo! Vă mulțumesc mult! Mulțumim! Cornelia, te rog! Eu am să mă repet, de câte ori am să te întâlnesc, am să spun, îmi place glasul tău foarte mult. Ăsta e un mare dar de la Dumnezeu pe care tu l-ai primit. Iar aici, la această piesă, ai fost exact în temă. Bravo, Delia! Mulțumesc mult! Grigore Leșe, vă rog! A știut foarte bine să pună glasul exact acolo unde trebuie să sune muzica aceasta. Adică timbrul e fost potrivit pe muzica aceasta, să spunem, lentă. Așa, asta este o muzică, cum aș numi eu, o muzică de mahala, dar o mahala semi-rurală. Dar trunchiul rămâne totuși în muzica mahalalelor de la sate. Asta am apreciat-o la ea aici. A fost bine. Hai că ai pornit cu drept. Da. Mulțumesc. Succes. Mulțumesc mult. Succes. Delia. Bună seara. Bună seara.
Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Da. Bine ai venit! Prima rochie roșie din concurs. Și eu am deschis finala, adică... Bravo, ai deschis-o! Nu stă rău. Mulțumesc! Foarte frumos. Mulțumesc. Ai deschis-o, ești foarte frumoasă și foarte frumos ai cântat cântecul doamnei Gabi Lunca. Noi îți urăm baftă și pentru proba a doua. Da. Mulțumesc! Cânta foarte frumos! Mulțumesc mult! Baftă! La revedere! La revedere, ci! Te așteptăm, te mai așteptăm mai bine! Da, da! Nu te mai uita așa la fete. De la culoare, roșu, e ca taur.